Ziua ei astăzi. La mulți ani, Andreea Bălan! Wow, ce frumos! Mulțumesc, dragilor! Sunt minunat! Mulțumesc! Tu ești minunată și îți dorim tot binele din lume. Acum se pare că mare parte din el ți l-ai făcut cu mâna ta. Și ne referim și la vestea bună pe care au primit-o toți cei care te iubesc de pe rețelele de socializare, că ai făcut un anunț foarte frumos și cred că foarte multă lume s-a bucurat de fericirea ta. Da. Se vede pe echipul tău cât ești de îndrăgostită și cât de fericită ești acum că iubești și că ești iubită în sfârșit, așa cum meriți. Păi am ales așa, ca de ziua mea, să anunț că în sfârșit. Păi în sfârșit ai o dragoste împărtășită, așa cum de mult n-am mai văzut. În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foarte mult cu mine și a venit la momentul potrivit, abia când eu m-am calibrat, m-am echilibrat și când totul a fost, s-au aliniat astrele, planetele. Da, fericirea vine când nu te aștepți, că așa e în tenis, știi cum se zice? Uite ce ai spus tu aici. Azi e ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi că iubesc, sunt iubită și mai fericită ca niciodată, până acum toate bune și frumoase, însă greul de-abia de acum începe. Care e greu? Nu partea frumoasă începe de acum? Dar n-am zis eu greul, așa încep. De acum încep. Așa am primit noi. Nu știu cineva, scris brief-ul. Nu, n-am scris așa. Da. Cred că doar asta cu iubești și sunt iubită. Da. Doar asta ai scris. Da. Nu e niciun greu. Când iubești, totul curge și nu e nimic greu. Adică fac comparație poate cu... Și în general, se zice că atunci când te potrivești și poate sufletul pereche, totul curge și e liniar. Așa e. Vine totul de la sine. Îmi amintesc când ai venit ultima oară în platou, ne-ai dezvăluit despre călătoria ta într-o echilibrare. Mi-a plăcut foarte mult, cumva, noua Andreea. Te-am simțit mult mai liniștită. Păi, e foarte important cum suntem noi în interior, deoarece exteriorul pur și simplu reflectă ceea ce avem noi subconștient. Și Andreea, dacă în exterior... Iartă-mă că te întrerup. Te rog ceva de ziua ta. Da. Te rog, scoate microfonul din păr pentru că fâșie și nu reușim să auzim acest lucru minunat pe care le spui despre... Așa, să-i mulțumesc după ce își pune. Asta se auzea? Asta, fâșie, okay, apoi, mulțumim. Da. Așa. Așa, deci, revenim la spiritualitate. Da. Exteriorul reflectă ceea ce ai tu în subconștient și dacă nu-ți convine cum este viața ta, înseamnă că tu mai ai de rezolvat în interior niște lucruri foarte importante, dar nu la conștient, ci subconștient. Și asta am făcut eu în ultimii doi ani. N-am fost în nicio relație de aproape 2 ani de zile. Am fost singură, asta nu înseamnă că n-am ieșit la întâlniri, dar am fost singură și m-am fost eu cu mine, cu familia mea, cu fetițele mele, cu mama și m-am echilibrat. Am unit, practic, omul Andreea cu omul de pe scenă și mi-am creat așa, am devenit cea mai bună versiunea mea. Și abia când tu ești bine, atunci apare persoana potrivită. Da, e frumos că ai reușit să găsești persoana potrivită. Sunt curioasă dacă au existat anumite criterii. Că e adevărat, atunci când mergi, te întâlnești cu oameni, cumva simți că omul din fața ta e prea puțin sau prea mult. Ce anume, cum anume a fost el sau este el în ochii tăi acum? Bine, prin ochii tăi de îndrăgostită, numai că e perfect. Dar ce a cântărit foarte mult în ochii tăi ca tu să mergi mai departe și să vă cunoașteți mai bine? Păi în momentul în care tu te dezvolți spiritual, automat se dezvoltă și instinctul tău, mai ales prin meditație și prin introspecție. Și când întâlnești un om, deja ai simți energia. Poate fi un viitor prieten, viitor iubit, prietenă. Când intri într-o cameră, deja simți energia dacă tu ești trezit spiritual. Și noi suntem pe aceeași vibrație, exact cum vorbeam de acest lucru când am fost la voi în platou. Suntem pe aceeași vibrație, pe aceeași energie și de aceea acum am fost potriviți să ne întâlnim și să mergem mai departe împreună. În al doilea rând, cred că e foarte important ca de la un anumit punct în viață să știi ceea ce vrei și să nu mai ai chef și timp, bineînțeles, pentru că ești foarte ocupat sau ocupată de joculețe și de tot felul de hai să vedem unde duce. Da. N-am fost niciodată adepta la acest lucru, cum e ziua de azi. Hai să ne cunoaștem și vedem noi după aia. Nu există vedem noi după aia. Avem copii, avem carieră, avem treabă, nu mai există vedem noi după aia. Adică tu l-ai întrebat de la început dacă vrea ceva serios sau dacă... Nu, de obicei femeia nu trebuie să întrebe asta. Eram curioasă cum faci tu, că eu nici până la vârsta asta nu știu. Deci, nu, eu spun asta
venim vorba, când vorbim despre niște oameni care știu ce vor de la viață. Așa ar trebui să se întâmple, nu ar trebui să existe discuții de acest gen, ci pur și simplu să curgă, să curgă de la sine toată conversația, relația, întâlnirea. Păi hai să o luăm de la început așa, pentru că, uite, în ultima vreme au tot apăruseră poze, ba cu unul, ba cu altul, tu ai spus că nu ești cu niciunul dintre ei, cu Jador, știi foarte bine, fotografii, ai urelile astea pe care presa aleargă. Cu Jador, exact. Da. Acum nu știa nimeni dacă e sau nu adevărat, tu ai confirmat păi și atunci... Că nu e, da. Exact, hai să o luăm de la început, cum v-ați cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Da... Prea multe detalii. Dar știi că tuturor ne plac poveștile de dragoste care încep frumos, se termină la fel de frumos. Cumva ne regăsim așa în poveștile fiecărui cuplu. Și e chiar foarte multă lume a crescut cu tine, te-a văzut de mică și vor să știe, măi, cum, ce a simțit Andreea, unde s-a văzut. Că oamenii cred că vedetele au așa o viață cu totul și cu totul specială, merg la prima întâlnire pe lună, când lucrurile sunt mai lumești, nu, așa. Nu. Din contră, noi chiar vrem să facem lucruri normale, mai ales în general noi, cei care apărăm la televizor și care avem și cariere și suntem foarte ocupați. Din contră, vrem să facem lucruri normale, vrem să avem pauze și respiro și să ne purtăm și să fim tratați ca niște oameni normali. Ce pot să spun este că suntem amândoi treziți spiritual și că pur și simplu s-a legat, a fost o legătură energetică și că spiritualitatea ne-a legat cumva și discuțiile despre spiritualitate. A, deci totul a început, practic, printr-o prietenie și prin discuții și v-ați dat seama că sunteți în aceeași vibrație și exact. Nu mai știți care dintre voi, practic, a pornit încet această relație. Și ce e foarte important, că pe mine și cred că și pe el, dar pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina, echilibrul, pentru că asta fac și eu de 20 de ani și când întâlnești un om care face asta la un nivel și mai avansat, e mind-blowing, adică pur și simplu am fost complet impresionată de toate trofeele pe care el le are acasă și acele trofee, fiecare trofeu nu reprezintă un meci câștigat, reprezintă un turneu întreg, a câte 4-5 meciuri și mi-am dat seama că e o muncă titanică acolo, iar pentru mine, în limbajul meu al iubirii, că fiecare persoană are un limbaj al iubirii, la mine, în limbajul iubirii, trebuie să fie admirația. Exact, faptul că eu îl admir. Exact, exact, asta spuneam, că rețeta unui cuplu de succes pentru o femeie care are reușit puternică, doar da. Prin puterile proprii să ajungă, trebuie să aibă un bărbat la care să se uite de jos în sus. Așa mă uit eu, îl admir pentru toată munca depusă, pentru toate trofeele, pentru tot ce a făcut și este într-o carieră ascendentă acum, adică va fi și mai sus, este locul 83 mondial și este singurul român la ora actuală în top 100 mondial. Bărbat. Așa că avem, că putem să ne mândrim cu acest lucru ca și țară și mai departe el o să ajungă mult mai sus, iar eu sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui. În singurul român la tenis masculin, că mai sunt în tenisul feminin românce. Ai punctat, dar el te-a văzut la... foarte bine. Te-a văzut la America Express? Păi nu, la cât de mult joacă și la cât de mult e plecat din țară, nu. De la începutul anului a fost absolut în fiecare săptămână a avut cât un turneu. N-a avut pauză deloc, de aceea a și reușit să ajungă în top 100. Stai mă să mai întreb un detaliu, că știu că nu o să mi-l dea, dar totuși eu întreb. Știi că ai zis la un moment dat într-un filmuleț, nu mai înțeleg tineretul din ziua de astăzi, ăștia se sărută la prima întâlnire. A fost o glumă pe care ai făcut-o la un dat, știi? Eu nu sunt genul de femeie pe care să o săruți la prima întâlnire. Păi, pe bune, normal că cine își permite să îndrăznească. Să... Stai mă puțin, dar se poate lega lucrurile, te pot surprinde viața la un moment dat, te ia pe nepregătite și descoperi că deja, e altfel decât crede. Mă întreb prea multe detalii, dar ce vreau să... Ce vreau să clarific, care este foarte important, pentru că a apărut mai devreme un articol în presa de scandal. Eu înțeleg că postând aceste poze s-a deschis cumva cutia Pandorei, dar hai să nu exagerăm, dragi colegi din presă. Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol în care scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat. Părinții lui mă acceptă, am fost acasă la Sibiu și înțelegem minunat și sunt niște oameni extraordinari. Adică mi-ar plăcea, chiar dacă eu am recunoscut și noi ne-am asumat această relație, totuși să nu intrăm, nu inventăm povești și să păstrăm totuși o anumită discreție.
dacă mi-am asumat și am postat, asta nu înseamnă că de acum înainte vom fi o carte deschisă și că vom povesti detalii tot timpul și că vom posta tot timpul. Nu, exact. E pur și simplu o asumare, mai ales după 2 ani în care eu n-am avut nicio relație și mi-am asumat acest lucru tocmai pentru că există iubire. Dar să păstrăm totuși o discreție și să nu inventăm articole și subiecte care nu au legătură cu realitatea. Și cam ce durată în timp măsoară relația voastră până acum? Așa, dacă poți să ne spui între și între, nu vrem să știm exact... Adică după cât timp te-ai hotărât tu să anunți? Da. Suntem la început, dar și începutul ăsta poate să fie relativ pentru unii mult pentru unii, mai puțin pentru alții, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o legătură profundă. Pentru că altfel eu nu, și nici el, suntem doi oameni foarte ocupați cu cariere și nu am fi făcut acest pas, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o relație serioasă și există sentimente profunde. Categoric. Și sperăm să vom lucra și sperăm să, adică vom, sperăm să fie de viitor. Sunt convins că a trecut ceva, totuși știm, chiar dacă sunteți la început, pentru că ești mama a două fițe minunate și sunt absolut convins că n-ai făcut niciodată acest anunț dacă n-ai fi fost sigură, de, inclusiv de relația pe care o poate avea cu fetițele tale. Da. Știu asta de la Paula, care mi-a zis că întotdeauna atunci când trebuie să existe un partener, când ești o mamă cu un copil, 2, 3, 4 copii, trebuie mai întâi să fii sigur că sunt compatibili. Sunt copiii tăi în siguranță și ei, că ei... Eu cred că fetițele tale îl adoră. Fetițele mele vor... Nu, deocamdată nu-l cunosc, urmează, dar... O să-l adore atunci. Sunt convinsă că fetițele mele îl vor admira, așa cum îl admir și eu, dar de ceva timp Ela deja vrea să meargă la tenis, așa că cred că de săptămâna viitoare o duc la tenis. Asta e minunat, e un icebreaker potrivit pentru o primă întâlnire, e chiar minunat. Acum te văd așa, te văd foarte liniștită, foarte relaxată, echilibrată, cumva mă bucur enorm pentru tine, pentru că... Da, are legătură, el este un om foarte calm, exact. Foarte calm și foarte cald pentru că și are un... Este foarte puternic mental, deoarece ca să câștigi meciurile și să ajungi acolo atât de sus și să ai o carieră atât de puternică în tenis, n-ai cum altfel decât să fii un om foarte puternic și să ai un mindset strong și să fii un om foarte calm. Păi și cum vă descurcați cu treaba asta? Tu ești o femeie foarte energică, tu nu stai locului nicio secundă, mai ales că stai acolo în tribună la meciuri și nu știu cum poți să faci să stai atât de mult timp liniștită și să te uiți. Mai îmi stă inima în loc, așa, da. Dar vezi că, în general, oamenii trebuie să competeze pentru că unul e cu foarte multă răbdare, liniștit, altul este foarte energic. Andreea este omul care nu stă locului nicio secundă, nu? Sau te schimbă, în general, dragostea și îți dai seama că... E momentul să mai pui piciorul pe frână. Te transformi încet, încet, în funcție de oamenii din jurul tău. Pentru că asta e iubirea adevărată. Nu că încerci să transformi un om, ci că tu te transformi în relație cu el. Eu oricum m-am calmat și m-am echilibrat de când am devenit mamă. Pentru că având doi copii, trebuie să fii calmă, n-ai cum. Când se fac tot fel de năzbâtii în casă, se sparg lucruri și se face mizerie, normal că trebuie să fii foarte calmă și să nu te enervezi. Și prin meditație am devenit așa calmă, dar și el mă echilibrează și mă calmează. Știi că foarte mulți bărbați au prejudecăți și o spun asta pentru că trec prin acest, împărtășesc aceeași experiență ca tine, am un copil și e foarte greu să găsești un partener care să accepte cu brațele deschise prezența unui copil în noul cuplu. Cum a fost la voi? Tu ai spus că el este foarte calm, a îmbrățișat povestea asta a ta cu două fetițe. I-a fost frică la început să intre în relație? Cum l-ai simțit? Doar un bărbat puternic. Poate știe ce vrea. Și asumă o femeie puternică și realizată, care are și doi copii. Îl simt așa din descrierea ta și modul în care te văd acum și ne povestești, pentru că energia ta nu minte, îl simți că, simt că ne transmiți că e un bărbat extrem de puternic și matur. Exact. Și matur. Este mult mai matur decât vârsta lui. Mult mai matur și de multe ori mai matur, mai matur decât mine. Vă faceți planuri de vacanță împreună? Acum sau pentru, mine, pentru mine, faptul că îl însoțesc în turneele din străinătate este o vacanță. Așa că
Ce bine! Eu plec în vacanță, săptămâna viitoare plec în vacanță. E okay. Și unde e următoarea vacanță planificată acum? Vedem unde are meci și totul este inopinant, ceea ce îmi place. Este de pe zi pe alta, unde plecăm, săptămâna viitoare, da. Ce drăguț! Dar au fost momente în care tu cumva ți-ai pierdut așa, știi că noi femeile ne mai enervăm, mai aruncăm cu vorbele, mai zicem așa din vârful buzelor, una, două. Au fost momente în care el te-a calmat? Dar nu a existat niciodată niciun moment în care eu să fiu așa. Wow! Wow, yeah. Pentru că voi confundați felul în care mă știți pe mine în business, da, da, și da. Cum mă știe industria și oamenii și personalitatea din presă, ta pe scenă și artistică, așa cum te prezinți. Sunt complet diferită. E, tu ești o fire vulcanică, nu ești doar la job așa, așa ești tu făcută, pur și simplu. Da, da, dacă sunt îndrăgostită, iete că nu mai categoric, sunt așa. Categoric, asta e adevărat. Vreau să te întreb și ceva, iar detalii, pe care la fel nu o să zic, dar ca să prevenim ceva, spune presa, o zicem noi acum, ca să nu zică nimeni niciodată. Ne-ai spus că părinții lui te acceptă, asta este un lucru minunat, eram sigur de asta, nici nu avea cum să fie altfel, dar cum se întâmplă invers? Mama ta l-a cunoscut? Ce zice? Da, ce simte? Da, mama l-a cunoscut, da, normal, ne place. Îl place foarte mult, îl simte, că e foarte bun. Un om cu suflet cald. Deci e bine și pe parte și pe altă. A cucerit-o și pe mama soacră, îți dai seama, e... Ei, iar vă grăbiți voi. No, ne gândim mult prea departe. N-are sens să fii speriată la gândul unei noi căsnicii, nici el, nu pune nimeni presiune pe voi, dar te simți așa într-un soi de energie feminină cum nu te-am văzut niciodată. Și... Păi, pentru mine era foarte important să fiu cu cineva, adică îmi doream și manifestam în acest sens cu cineva, un bărbat foarte puternic care să mă echilibreze în energie feminină și cred că asta v-am spus-o și în platou când am venit. Pentru că, na, de zile... Fiind în această industrie a bărbaților, eu am luptat cot la cot cu ei ca să rezist. Așa și e. De aceea și voi mă știți într-un anume fel. Pentru că aia era energia masculină pusă pe fapte. Da. Și de aceea am și rezistat 20 de ani. Dar într-o relație, da. Vreau să fiu feminină și fără griji. Știi că sunt mai multe stadii într-o relație. Unul dintre ele este cel în care cei doi încearcă să conducă. Dar cine preia controlul? Cine preia controlul? Eu nu conduc în relație. Nu? Nu? Tu conduci? Nu conduc. Nu, deci el conduce. Mamă, Andreea, nu te recunosc și mă bucur de acest lucru, chiar mă bucur. Te bucur că nu o recunoști? Adică nu-ți plăcea înainte? Sau care e treaba? Nu, ce zici? În relație, nu, știi de ce? Nu, era cealaltă latură. Era cealaltă latură. Cumva mă pun, empatizez, mă pun... Nu, voiam să vă pun rău una cu cealaltă. De ce nu ți-a fost clar ce... Andreea, e ziua ta astăzi. Cine e cu tine acolo? Păi acum sunt fetițele care au terminat băița și bunii și astăzi n-am avut o petrecere, dar mi-au venit așa pe rând invitații, prietenii și mi-au făcut așa vizite pe rând. N-am mai făcut petrecere deoarece fac două mega petreceri de două ori pe an, de ziua Clăriței și de ziua Elei și de ziua mea am zis că nu mai fac. Că sunt până la urmă sunt aceiași prieteni care de câte ori să vină, de trei ori pe an ajunge să vină. Exact. Dar... Am filmat și o reclamă azi, așa că am fost ocupată. Dar mâine este botezul fetiței Andreea Antonescu, așa că practic o să mă petrec acolo. Ah, deci te vom descoperi acolo la botez. Da. Vei merge însoțită? Adică are timp să vină cu tine Victor? Sau... Nu, merg cu mama și cu fetițele. Bun, e bine și așa. Acum nu poate să meargă la toate petrecerile, să stea moț acolo. Și poate e mai bine că o să fie probleme. Sunt petreceri în care mergi cu copii, cu... Cam așa. Da. E mult mai înalt decât tine. Ia uite, e cu un cap mai înalt decât tine. Da, măi, nu, ce este trebuie? Cu 30 și... Nu, are 1,96. N-am vrut să mai fac calcule ca să nu vă dați seama cât am eu înălțime, că eu oficial am 1,65, dar de fapt neoficial am mai puțin. Așa, deci el are 1,96, iar eu mi-am schimbat jumătate din tocuri. Din călțăminte. Voi nu vedeți aici în poze, dar eu aici în pozele astea am platforme. Așa. Și e talentat la dans? Asta vreau întreb și apropo de potriveală, dansează? Păi, vă dați seama, pe teren mingea vine cu 200 de km la oră, deci trebuie să ai o viteză de reacție și o coordonare extraordinară, da. Este foarte priceput. Asta este o metaforă. Când vine Andreea Bălan cu 200 la oră spre tine, e bine să te pricep la treaba asta. Bai, nu cred.